Premierul Ciolacu a avut o întâlnire de guvern cu o delegație a Băncii Mondiale. În urma discuțiilor a fost propusă o serie de scenarii. Scopul recomandărilor făcute de Banca Mondială este regândirea impozitării în România. Scenariile rezultate în urma discuțiilor cu premierul Ciolacu ar fi aplicarea unui impozit de 10% pentru salariile de 4.000 de lei brut și de 20% pentru salariile care depășesc 4.000 de lei brut. Alt scenariu face referire la o serie de facilități pentru familiile cu mai mulți copii, respectiv creșterea alocațiilor în funcție de numărul de copii, dar și reducerea impozitelor la familiile care au venituri între 12.000 și 60.000 de lei pe an. Premierul Ciolacu a spus că în 2024 ar trebui să existe niște discuții cu toți factorii implicați despre trecerea României la impozitarea progresivă, însă deocamdată nu au vorbit decidenții în spațiul politic despre anumite procente. Premierul a vorbit despre ideea ca familiile să aibă zero impozit dacă trăiesc din două salarii minime. Astfel, acum se fac calcule la Ministerul Muncii, însă pe de altă parte, ministrul de Finanțe spune că nu sunt bani pentru așa ceva. De asemenea, la fel ca FMI și Banca Mondială propune o singură cotă TVA. Rămâne de văzut dacă guvernul va lua în considerare să aplice aceste propuneri într-un an cu alegeri locale și parlamentare.